blocat 3 benzi. 3. Pentru Bacău, Târgu Ocna. Mai deblocăm din cauza că nu e corect cum puneți problema, nu e principial. 30 de ani și cu până la autostradă și cu... Deocamdată noi discutăm de siguranță aici, până la confort. Nu e principial, eu atâta vă spun. Sunt subiectiv, normal, da. Nu știu de ce ați fi subiectiv, nu înțeleg de ce ați fi subiectiv. Sunteți un om de specialitate care înțelege ce înseamnă investiție, nu văd de ce ar trebui să fiți subiectiv. Tocmai, că investiția este foarte mare și ori cu 20 de grenzi în plus sau în minus, nu, eu mă aștept la altceva. În specialist nu poate să se pune cu două benzi același lucru, cu patru benzi. Și vreți să vă spun de ce nu e principial cu 30 de ani? Amintiți-vă că acum 20 de ani România era aproape în incapacitate de plată. Dacă tot numărăm din 89 că am fi putut face autostrăzi, eu zic că România poate să numere, poate să înceapă această numărătoare de prin 2001-2002. De ce nu s-au făcut autostrăzi sau de ce s-au făcut doar într-o regiune și nu și în celelalte două? A, nu 30 de ani. De asta vă spun că nu e principial și n-ar trebui să fiți subiectiv. Era în incapacitate de plată România 99, aproape. La limita incapacității de plată. N-avem. Și este un atu de care niște ONG-uri nu vor să țină cont. Și niște ONG-uri care se vor înființa în județul Bacău, sper să promoveze acest lucru. Numai de la politicieni trebuie să așteptăm. Eu n-am văzut pe nimeni, n-am văzut nici un ONG, nici o mișcare civică în Bacău, pe Bacău Brașov. Am văzut un partid politic care și l-a luat ca obiectiv de prin 2015 și se bate pentru acest proiect. Cu ce îi permite, cu mijloacele permise. Nu are finanțare. Știți, de exemplu, că am avut ministrul transportului din Bacău și cei din Iași au spus că argumentul pentru care se dorește autostrada Bacău-Brașov e ca să treacă prin fața proprietăților pe care le are domnul ministru Șova. Cam cu genul ăsta de replică trebuie să lupți în permanență. Cer scuze, n-am fost atent. ONG-urile n-au finanțare în Bacău. Cele importante care pot să militeze pentru autostradă. Nu știu dacă au sau nu. Nu știu dacă au sau nu. Să ne grăbim ca să... Eu să depună, să aplice, nu pot. A, nu, pentru mine. Pentru mine eu am avut. Iată-i și jumătate. Dacă ieși jumătate, sunteți atât de... Aolo, ceasurile noastre nu-i fără 20. Ieși 30. Ia să ne... Fără 25, sigur nu este. Ieși 30. Da, eu zic să încep. Bună ziua tuturor, în primul rând. Iată că un proiect despre care s-a discutat foarte mult în ultimii ani a început încă de două zile la Onești. Este vorba despre podul de peste râul Trotuș. Un proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Este bine de reținut lucrul acesta. Contract semnat constructorul în luna 11-2018, cu 3 luni de proiectare și 10 luni de execuție. Ordinul de autorizație de construire și ordinul de începere a lucrărilor au fost semnate în data de 10 mai și iată că de două zile se lucrează. Valoare 7,7 milioane de lei. Ce ar fi de spus? O lucrare foarte importantă atât pentru județul Bacău și în primul rând pentru municipiul Onești, ce face legătura între Moldova și Transilvania. Un trafic destul de intens, cum îl vedeți, și e de menționat faptul că din data de 10 iunie vor apărea restricții de tonaj și implicit și rute ocolitoare pentru mașinile ce depășesc 7,5 tone. Asta este de reținut, pe scurt. După ce vorbesc și colegii mei, domnul ministru al dezvoltării și domnul președinte al Dragoș Benea, inclusiv domnul președinte brașoven al Consiliului Județean, așteptăm întrebări. Domnule ministru, vă rog. În primul rând, ce vedeți în spatele nostru este unul din cele aproape 200 de proiecte finanțate de Guvernul României doar prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Dacă nu mă înșel și memoria joacă peste, cred că acest guvern investește prin PNDL peste 1 miliard de lei în județul Bacău. Nu este un obiectiv de neglijat acest pod, mai ales că face legătura
între Moldova și Transilvania pe în această zonă. Și știu că e un proiect la care colegii mei din Bacău au ținut foarte mult. Finanțarea a fost alocată, după cum v-am spus, de către Ministerul Dezvoltării Regionale, valoarea de 7,7 milioane de lei. Mă bucur că în luna aceasta, în 10 s-a dat ordinul de începere a lucrărilor. Mă bucur că se lucrează. E mai puțin important că plouă sau că e soare, cel puțin noi cei care lucrăm în administrație, campania electorală nu ne oprește, n-am pus în paranteze tot ceea ce se lucrează în România doar pentru această perioadă și solicit constructorului să se încadreze cu nicio zi întârziere față de cele 10 luni asumate prin contract. Eu garantez că Ministerul Dezvoltării își va onora la zi foarte repede, foarte prompt, orice obligație de plată care va veni de la această lucrare. Nu vor exista întârzieri, avem bani și punctez și insist asupra acestui fapt. Prea multe lucrări au fost întârziate în condițiile în care statul a plătit la timp, așadar cred că am garanția constructorului că cel mai târziu în cele 10 luni asumate prin contract, acest pod va fi pus în siguranță, reabilitat exact la virgulă, cum scrie în contractul de finanțare. Îi felicit pe colegii mei, pe domnul primar, pe domnul președinte, pe domnii președinți, că își văd astăzi lucrările începute la podul peste râul Crotuș și asigur că, așa cum am venit să văd acest pod, voi fi alături de ei pe toate cele, cel puțin 200 de proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu bani 100% de la Guvernul României. Bun, încep prin a spune că să nu mă credeți atât de naiv cât să-mi imaginez că un eveniment de acest gen, în timpul unei campanii electorale, nu are riscurile sale. Dar eu consider că este o etapă importantă din viața unui proiect important, de care suntem legați din 2017, din aprilie 2017. În iulie 2017 a apărut ordinul de ministru al dezvoltării. Au început procedurile de achiziție la primăria Onești, s-au finalizat în noiembrie 2018, s-a semnat contractul de execuție, s-a făcut proiectarea, îi felicit pe constructor că au terminat proiectarea în timp util. S-a dat ordinul de începere pe data de 10 mai. Și pe 16 mai l-am invitat pe domnul ministru al dezvoltării și ca să marcăm acest moment, chiar dacă este campanie electorală, dar și ca să mergem la Târgu Ocna să îi solicit un lucru mai puțin plăcut pentru județul Bacău și pentru administrația din Târgu Ocna, rezilierea contractului la un audit și rezilierea, dacă este cazul, contractului la un drum poate mai cunoscut decât acest drumul de la Salină, 800 de metri de la Salină, care au finanțare de la Ministerul Dezvoltării de 4 ani, dar care și la acest moment este impracticabil și ne-am exprimat dorința de mai mult timp să se rezilieze acest contract, astfel încât să fie preluat de Consiliul Județean și finalizat cât mai repede ne dorim anul acesta. Este o palmă pentru administrația locală din Târgu Ocna că n-a reușit în 4 ani să implementeze și să dea în funcțiune un drum de doar 800 de metri. Revenind la acest pod, sigur, se poate discuta de ce nu 4 benzi, de ce doar 2 benzi, dar deocamdată să recunoaștem că acest pod avea o problemă de siguranță și cu riscul de a spune unii că sunt iarăși în campanie electorală, nu e prima dată când vorbesc de acest proiect, eu consider că și județul Bacău, și regiunea Moldovei, și Oneștiu au nevoie de 4 benzi, nu doar la acest pod peste Trotuș, au nevoie de 4 benzi de la Iași până la Bacău, până la Brașov, prin Onești, cu autostrada Bacău-Brașov, Iași-Bacău-Brașov, care este proiectul nostru de care înțelegem să ne ținem foarte mult în următorii 2, 3, 4, 5 ani și, dacă nu mâine, până luni cel târziu, pe serviciul de electronic de achiziții publice va fi publicat anunțul pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru această variantă de autostradă care se lege Moldova de Transilvania, studiul de fezabilitate și proiectul tehnic fiind de fapt antecamera pentru execuția acestui obiectiv, care bineînțeles că ne dorim să fie în implementare cât mai repede, dar numai de vreme de 2-3 ani dacă suntem realiști și sinceri cu oamenii. Deocamdată eu zic să
marcăm, nu să facem festivism, să ne bucurăm, doar să marcăm că am ajuns la o etapă importantă din viața acestui pod, care era și este și va mai fi încă un an coșmar pentru cei din Onești, dar peste 10 luni eu sunt convins că lucrurile vor fi schimbate în bine, nu vor mai fi emoții să fie traversat acest pod și cele patru benzi și pentru pod și pentru autostradă să fie proiectul pentru următorii 3-4 ani. Trebuie să remarc și să vă informez că și promisiunea făcută cu asfaltarea drumului național Onești Poiana Sărată, au început lucrările, se lucrează, continuăm asfaltarea, deci, care a început anul trecut pe Bacău Onești, cu Onești Poiana Sărată, se mai întâmplă lucrări în județul Bacău, dar e important să vă informez și despre acest lucru. Repet, chiar dacă nu este campanie, o să ne vedeți și în luna iunie la acest pod, și în luna august, și în luna septembrie. Sunt convins că firma, am auzit numai referințe bune despre firma care lucrează la acest pod, mă bucur că este din județul Bacău, așa cum mă bucur că la centura Bacăului este un constructor din Bacău, cel mai mare constructor de autostrăzi. Eu am toată încrederea că acest proiect va fi gata la termen și nu vom avea parte de surprize, că pleacă firma de pe șantier, pentru că să știți că și acel gen de fake news, că au plecat muncitorii de pe șantier, își are o explicație. În foarte multe șantiere care au fost abandonate pe teritoriul României de-a lungul anilor de constructori străini. Există un sâmbure de adevăr în această temere a românilor că imediat după inaugurarea unui asemenea obiectiv pleacă constructorii, pleacă muncitorii. La centura Bacăului nu s-a întâmplat acest lucru, se lucrează într-un rit, îndrăznesc să spun, infernal. Sunt convins că și constructorul care este și din Onești va ține un ritm al lucrărilor foarte susținut la podul de aici. În luna februarie anului 2020, nu? Calculele mele sunt corecte, pentru că sunt ardelean și o să-mi fac drum, o să-mi caut de lucru în județul Bacău. În luna februarie vreau să merg spre casă, în Ardeal, spre Bistrița, trecând acest pod, care nu e așa, va fi finalizat. Pentru că prea ne-am obișnuit să tolerăm întârzieri. Așadar, noi de ce nu uităm de la Ministerul Dezvoltării să plătim facturi? Pentru că noi nu uităm, o să le solicităm mai apăsat, atât eu, cât și colegul meu Răzvan Cuc, cei care, ministerele astea două, care suntem foarte mult în contact și în contracte cu constructorii, să le aducem aminte în fiecare zi, pe fiecare șantier, obligația lor, pentru că de-a noastră nu se poate plânge nimeni. Așadar, în februarie 2020, Dragoș trece amândoi pe acest pod, care bineînțeles că va fi finalizat. Celor care pun întâlnirea noastră de astăzi, pe seama faptului că există alegeri pe 26 mai pentru Parlamentul European și eu sunt un candidat din partea Partidul Social Democrat din zona Moldovei, le cer doar scuze că n-am întârziat începerea lucrărilor acest obiectiv de dragul campaniei sau ca să evităm criticile lor. Sunt patru campanii de acum încolo până la finalul 2020. Nu putem să dăm drumul la lucrări, nu putem să semnăm contracte doar în afara campaniilor electorale. Și campania electorală, din luna mai la europarlamentare, din luna septembrie-octombrie la prezidențiale, din mai anul viitor la locale sau din octombrie la parlamentare, și aceste luni trebuie semnat contracte, muncit la ministere, muncit la primării, muncit la CJ-uri, constructorii să-și facă treaba în teren. Dacă e o campanie electorală, nu înseamnă că stăm toți în loc și încremenim și așteptăm rezultatul. Pe scurt, la a doua provocare, nu știu dacă mai veniți la Târgu Ocna, nu sper să veniți chiar dacă plouă, săptămâna viitoare voi cere corpului de control al vicepremierului și al Ministerului Dezvoltării Regionale să vină și să rupem pisica cu acest drum de la Târgu Ocna. E rușinos ca de 4 ani de zile să ai finanțare aprobată, să ai bani și să nu fii în stare să asfaltezi 800 de metri. Nu știu, vom vedea, dar vă spun de aici, corpul de control va fi la Târgu Ocna, cu specialiștii din minister și din Inspectoratul de Stat în construcții și cu ANAP-ul, vedem ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, de fapt ce nu s-a întâmplat e evident. Adică nu mai vreau să ne batem joc de sute de mii de turiști care vor să vină la Salină și să jurupă mașinile pentru că cineva nu este în stare să asfalteze 800 de metri.
vă mulțumesc. Oneștenilor vreau să le spun doar că ne ținem de cuvânt și așa cum am venit astăzi, vreau să venim și peste un an și mai repede de un an și să-i privim în ochi. Pentru că știu foarte bine ce înseamnă să vii la inaugurarea unui asemenea obiectiv și să după aia să dispari sau să nu mai apari. E important să ne întoarcem și să-i privim pe oneștenii în ochi cu sentimentul datoriei împlinite. Ce alte poate organizați la 12.681 de proiecte pe care le avem pe PNDL, vă dați seama că mi-e greu acum să extrag. Știu că avem aproape 200 de proiecte prin PNDL finanțate doar în județul Bacău. Valoarea lor este, cum am spus, trece bine de 1 miliard de lei și aceste proiecte nu sunt nici ale Ministerului, nici ale PSD-ului, sunt ale tuturor celor care locuiesc în Bacău și beneficiază de aceste investiții. Dacă sunt poduri pe drumul național, întrebați-ne sâmbătă. Dacă sunt pe drumul județenial, avem domnul președinte. Domnul ministru, ce proiecte majore are Ministerul dumneavoastră imediate, în următoare perioadă de timp? Majore? Păi pentru mine major, nu există major sau minor. Pentru mine există un singur obiectiv. Indiferent că discutăm de un sat cu 300 de locuitori care beneficiază de o rețea de apă și canalizare sau de două regiuni, Moldova și Transilvania, care beneficiază de un pod, pentru mine sunt la fel de importante. Dar dacă mă întrebați, eu îmi doresc ca până în anul 2020 să închidem cât de multe din aceste 12.681 de șantiere pe PNDL, cele 580 pe care le avem pe Compania Națională de Investiții. Vreau să văd și situația, și o să discut cu colegii mei, situația cu ANL-ul, cu Programul Național de Cadastru, care trebuie impulsionat. La Ministerul Dezvoltării Regionale, orice om este important, orice comunitate, și nu tratez obiectivele mari versus obiective mici. Așadar, merg oriunde, fie că discutăm de un pod sau de un sat cu 100 de locuitori. Bine, vă mulțumim. Vă invităm la Târgu Ocna? Sau mai sunt întrebări? Sau... Drumul, da. Da? Haideți și vă mulțumesc pentru disponibilitate.